Bună seara, doamnelor și domnilor! Suntem în direct pe pagina de Facebook Curaj TV și pe alte câteva pagini pe care le gestionez eu și la care am acces acum cu softul ăsta de distribuire. Împreună cu colegii mei din Asociația Hyde Park, Constantin Bobu și Cristian Marin, ne-am propus să discutăm, atât cât ne duce mintea și capul, despre ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, despre criza umanitară, politică, militară, care se întâmplă foarte aproape de noi și cu impact asupra întregii planete, nu doar asupra Orientului și doar asupra noastră. Dar subiectul e foarte delicat și prea puțină lume se încumetă să abordeze, mai ales în discuții, în polemici, chestia asta, decât dacă omul e troll și are misiune să destabilizeze, să bage strâmbe, să discrediteze tema, sau omul e total inconștient și nu-și dă seama de impactul celor spuse, sau dacă e persoană implicată în acel conflict, fie e evreu din Israel sau evreică, fie e palestinian sau locuitor rudă a persoanelor din sectorul Gaza. Și atunci omul e clar, partizan, ține cu una dintre părți și nu vrea să audă despre conciliere, despre oprirea ostilităților, despre rezolvarea conflictului și tot așa. Noi suntem activiști civici, artiști. Eu cu Constantin artist și Cristian e și el jurnalist militant pentru drepturile omului. Dar vrem, așa, din perspectiva asta a noastră, subiectivă, să analizăm situația din Israel, Palestina sau sectorul Gaza. E greu de spus la ce ne referim, la ce entitate juridică ne referim, pentru că acum 3 săptămâni, pe 7 octombrie, militanții, teroriști Hamas au trecut granița între sectorul Gaza spre Israel, dar sectorul Gaza face parte juridică deocamdată din statul Israel. Acolo au comis tot felul de atrocități, de masacre și luare de ostatici, s-au retras cu acei ostatici și cu armele din dotare și ce-au mai luat de pe la militarii evrei, s-au retras în sectorul Gaza și acum, iată, de 3 săptămâni, armata israeliană se tot pregătește sau de câteva zile chiar tot face incursiuni în sectorul cel la Gaza, în fâșia Gaza, și între timp mai răspunde și bombardamentelor care vin din nord, care vin din Siria, și face față presiunilor diplomatice care vin din toate părțile, inclusiv din lumea arabă, din lumea musulmană, sau din lumea americană. Americanii s-au declarat deschiși susținători ai Israelului, au trimis chiar și niște nave militare acolo în Mediterană să patruleze pe aproape. Înțeleg că și un avion de recunoaștere american survolează fâșia Gaza și colectează date. Și-a scuturat din arme și a amenințat cu implicare Iranul, care e musulman. Și iată, mai ieri a fost la Istanbul un meeting la care a participat sultanul Erdogan cu sute de mii de turci pro-palestinieni, pro-musulmani adunați în fața lui și s-a îndârjit și el la Occident și a zis că o să ținem cu frații noștri musulmani. Turcia care e în NATO. Turcia care, da, și care mulți ani, de 50 de ani, tot așteaptă să intre în Uniunea Europeană. E stat asociat și stat, nu e încă candidat, dar e asociat cam ca Republica Moldova. Moldova de un an jumate cu Ucraina, dar Turcia de prin 68 parcă e stat asociat cu Uniunea Europeană. Adică teoretic un stat care trebuie să facă reforme democratice pentru ca să poată să acceadă în Uniunea Europeană. Bun, dar hai să vedem dacă conflictul ăsta din Israel, din Palestina, din sectorul Gaza are legătură cu democrația, cu Uniunea Europeană. Că nici NATO nu s-a implicat, nici Uniunea Europeană nu se implică direct, chiar dacă ministra de externe a Germaniei, de exemplu, a făcut câteva drumuri încolo, prim-ministra, ca să zic, a Uniunii Europene, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a plecat încolo, a fost și parcă președinta Parlamentului European,
Se duce lumea în disperare la Tel Aviv, Și nu știu dacă au ajuns la încearcă. Ierusalim, dar se duc și încearcă să rezolve, să contribuie, să oprească. S-au implicat din punct de vedere, s-au implicat din punct de vedere umanitar. Acum, da, și președintele, șeful ONU a zis: oameni buni, haideți facem coridoare umanitare, haideți să prevenim masacru. Dar nu ai cum să nu faci masacru dacă aceia au luat ostatici și țin ostatici cele 2 milioane de palestinieni din fâșia Gaza. E cam ca în crizele celea teroriste de la Nord-Ost sau de la școala din Beslan, când nu ai ce să faci, nu poți să negociezi cu teroriștii care au luat o școală întreagă ostatici. L-am condamnat atunci pe Putin Israel... când a băgat armata, bombe, a explodat, a ars, a pârjolit totul acolo, s-au băgat nu știu ce gaz și i-au otrăvit pe toți. Dar nici nu știi cum să faci altfel în cazuri cu luare de ostatici. E comportament terorist. Păi, la teroriști nu te duci să negociezi cu ei. Că altfel îi încurajezi altă dată să ia ostatici. Oleg, stai să facem niște paranteze. Ei nu negociază pur și simplu... poate că îi conving pe Hamas să facă pace. Dar Israel este pus într-o anumită situație acum. Autoritățile din Israel, guvernul lui Netanyahu, este obligat să negocieze cu așa zisele autorități sau cu diferite negocieri secrete, poate nu o să recunoască, cu anumiți lideri Hamas. De ce? Pentru că trebuie să ajungă la niște condiții ca să elibereze acei peste 200 de oameni. Și acolo sunt cetățeni ai statului Israel. Apropo, în Israel sunt cetățeni de origine arabi creștini, pot să fie. Acolo mai erau turiști, oameni care s-au reunit cu familie lor. Indiferent de ce etnie ar fi fost, erau cetățeni ai unui stat și au fost răpiți. Iar statul este obligat să-și apere cetățeni, deci vor trebui, să spunem, va trebui Israelul să negocieze, dar în acel moment, datorită situației așa urâte create, ei au declarat război, adică să se răzbune, însă acum vor trebui să negocieze. Păi iată, ca negociere ieri a propus să oprească focul în schimbul eliberării ostaticilor. Și liderii Hamas au zis net. Nici o eliberare de ostatici, deci continuați să bombardați. Și cum a zis Putin că vom face o operațiune specială, de data asta chiar evreii trebuie să facă un fel de operațiuni speciale. Adică pe de o parte au declarat război pentru că au fost furiași. De fapt cum? Și la presiunea publică s-a întâmplat asta. Pentru că cetățenii de rând au fost nemulțumiți. Cum așa nu neapără statul? Dar pe de altă parte, chiar dacă a declarat război statul, vor trebui să acționeze cât mai chirurgical. Pentru că ei au acolo cetățenii lor pe care nu vor să-i piardă. Și care nu vor în tipul acesta liderii Hamas sau cineva să se răzbune într-un fel pe acțiunile Israelului și să-i tortureze, de exemplu. Da? Și atunci Israelul într-adevăr trebuie să ducă operațiuni chirurgicale într-un fel, adică operațiuni speciale, vorba lui Putin. Da, trebuie să precizăm că Hamasul ăsta era o formațiune politică și acum 15 ani a câștigat alegerile. După care a început să se răfuiască cu concurenții politici și după care n-au mai avut loc alegeri. Și de fapt ei sunt o formațiune paramilitară cu comportament terorist. Nu știu de unde primesc arme, nu știu de unde primesc rachete, bombardează Israelul de foarte mulți ani și acum au intrat chiar cu arme, au trecut zidurile cele, granițele cele, au masacrat ce au putut, au tăiat, au spânzurat, au dat foc și au luat ostatici, sute de ostatici. Ăsta e comportament terorist. Un astfel de comportament nu poate fi justificat de nimeni decât dacă ești irresponsabil, dacă ești irațional. Și am văzut astfel de proteste în toate capitalele europene, inclusiv aici la București. Am văzut oameni de stânga, care n-au nicio treabă cu Palestina sau cu lumea arabă, dar care s-au dus la acel protest din solidaritate să susțină Free Palestina. Iar acolo pe zidurile cele aici la București am văzut minciuna aceea cu Spitalul Baptist care ar fi fost bombardat și mai mult de 500 de oameni ar fi murit. Care minciuna a fost demontată în câteva ceasuri și s-a constatat că n-a bombardat Israelul, că era o bombă murdară venită chiar de acolo din Palestina și că n-au murit 500 de oameni, ci au omorât nu știu câți 50 câți erau în curte aceia, că bomba nici măcar n-a nimerit în spital, a nimerit în curte. Da, pentru deci e o că minciună, o dezinformare și ăștia o afișează la protestele de aici. E clară rea intenție. Care le convine de minune
Da, a fost o bombă artizanală care aia din cauza caracteristicilor tehnice nici n-a putut să zboare. Că probabil a fost o greșeală, dar putea fi și de intenție, că n-au bombardat un spital musulman, au bombardat un spital baptist, asta e simptomatic. Curios, da? Nu? Acum, apropo de asta, să vedem care este condiția creștinilor, mai sunt o minoritate coptă în Egipt și tot așa, se diminuează pe an ce trece. Iar Erdogan, masculul alfa, care spunea că cei din Hamas nu sunt niște teroriști, dar sunt niște luptători pentru libertate, mujahedin și așa mai departe, să și ia la el în Turcia și să înceapă ei să lupte pentru libertatea curzilor, pentru libertatea armenilor de acolo, să vedem cum o să se simtă Erdogan cu luptători pentru libertatea unor minorități, așa cum el apără, adică poate Hamas. Curzii sunt musulmani, dar armenii mai tem că nu. Curzii, dacă sunt musulmani, ei nu se identifică arabi. Ei sunt, provin de la Medo-Perși, sunt alt popor. E foarte complicat. În lumea asta musulmană nu e nimic omogen. Sunt unii suniți, sunt unii șiiți, sunt unii moderați, sunt unii radicali, sunt de tot felul musulmani. De asta se bat uneori și între ei. Și tot așa, când îi acuz pe palestinieni de antisemitism, îi acuz de faptul că se urăsc pe ei înșiși, pentru că palestinienii toți semiți sunt. Nu întâmplător acum când 70 de ani, în 48, ce era atunci? ONU a vrut să dea o șansă națiunii evreiești și a decis fondarea statului Israel în vechea Palestină, pentru că ei de acolo plecaseră, de acolo erau izgoniți cu secole în urmă. Deci ei nu sunt parașutați, desantați acolo. Ei acolo trăiau și acolo era locul la care au visat să se întoarcă. A fost un experiment al Organizației Națiunilor Unite de atunci. Extremiștii musulmani, palestinienii mai radicali, nu cer doar mai multe drepturi pentru ei sau eu știu ce, oprirea focului. Ei cer lichidarea statului Israel, ceea ce nu are cum să fie acceptat. Ăsta e un deziderat nazist. E lichidarea evreilor și a statului Israel. Și am auzit un astfel de slogan, o astfel de declarație, chiar la un meeting mai vechi de vreo două luni de astă vară de aici la București, un lider marxist a ieșit la microfon și a zis că trebuie lichidat statul Israel. Un comunist, un marxist cu lozinci naziste. Da, păi asta e... Nu știi, și la noi avem apucături din astea. Mai vezi din când în când pe un perete, pe un loc public, câte o svastică desenată. Adică astea sunt reminiscențe din trecutul nostru întunecat. Ca să zic așa. Sau unii bagă și svastica și steaua cu cinci colțuri și pun semne egal între ele și în felul ăsta justifică prezența a două simboluri periculoase. Doar că legea deocamdată interzice svastica, pe când steaua cu cinci colțuri comunistă încă n-au interzis-o, pentru că încă n-a existat un tribunal de la Nürnberg care să condamne faptele bolșevicilor sau ale lagărilor de exterminare comuniste. Și deocamdată e tolerat în lumea civilizată. Am călătorit toată Europa și am văzut seceri și ciocane și stele cu cinci colțuri la foarte multe formațiuni sunt politice. Stele cu cinci colțuri galbene sunt chiar pe drapelul Uniunii Europene, 12 la număr. Dar acolo mai degrabă e cu sens religios, 12. Ca și Halloween-ul ăsta, îl tot condamnă, mai ales naționaliștii de dreapta, condamnă sărbătoarea Halloween-ul, dar ei sărbătoarea tuturor sfinților. Degeaba ei vin cu diversiunea, cu memul că e sărbătoarea Hell-ului, a iadului, când de fapt, din traducere, din irlandeză, din britanică, e sărbătoarea tuturor sfinților. Da. Chiar am citit undeva că Halloween ar fi Hell will win. Adică iadul va învinge și că vezi, Doamne, de asta urăsc ei de la denumirea asta. Hell will win. E o interpretare libertină, rău intenționată sau ignorantă. Exact. Nu de la asta vine. Okay. Vine de la... Răutăcioasă. Exact, da.
Și sunt o grămadă care speculează acum și tensiunile din Ucraina, și tensiunile din Orientul Mijlociu, și iată astfel de sărbători ca să creeze la oameni neîncredere în instituțiile statului, în drepturi, în democrație, și să revină la chestii verificate, credință, familie tradițională, să renege tot ce e altfel, tot ce e altceva. Oleg, da. Vreau să fac un fel de paralelă. Pentru cei care spun că acolo erau palestinieni și n-ar trebui să mai existe statul Israel, pentru că evreii duc acolo o politică antinațională față de aceste minorități, sau mă rog, față de palestinieni. Prima paranteză. În antichitate, litoralul acela dintre Ashkelon și Gaza și Rafia, da, adică Rapihu, era a filistinilor. Filistinii erau, peleștim în ebraică, erau pelasci, deci erau din insulele mediteraneene, cum erau aheii, de exemplu, da? Și au ajuns să colonizeau, s-au infiltrat ei și în delta Nilului. E, cei de astăzi nu sunt cei de atunci, nu mai există acea populație. Cei de astăzi sunt toți arabi, semiți. Asta e pe de o parte. Deci nu poate cineva să spună că ei sunt acei palestinieni. Acei au fost înglobați în regatul Israel. Mai departe, încă din Evul Mediu, și în Egipt, și în Liban, și în Israel au existat comunități creștine. Astfel, Ierusalimul medieval a avut cartier creștin, a fost cartier armenesc acolo, de exemplu. După asta chiar a apărut și un fel de comunitate mică, așa, o comunitate catolică, din cauza că Ierusalimul a devenit un fel de oraș al tuturor religiilor. Acolo este și cartier musulman, desigur, de pe timpul, mă rog, arabilor. Dar uitați-vă cum s-a diminuat comunitatea coptă, adică a creștinilor din Egipt, cum s-a diminuat comunitatea maroniților, adică a creștinilor din Liban, iar Liban, stat înfloritor era să devină, deci așa, un stat francofon, cu afaceri, pentru că libanezii provin de la anticii fenicieni, deci era să devină un stat așa prosper cum este Israelul, până la influența Siriei, până la influența Iranului, până la influența jihadiștilor, acești extremiștilor, care acum dețin controlul în Liban și care au făcut ca populația de acolo să fugă. Știți, și în România sunt libanezi și au afaceri, sunt prospeți și în Franța și unde doriți. Deci asta este influența negativă a jihadiștilor și în Egipt la fel. Și de ce se întâmplă același lucru acum și în Israel? Pentru că acolo sunt diferite minorități, sunt arabi creștini, de exemplu Nazaret, da? Ați amintit de catolici sau cei din Gaza. Toți aceștia au de suferit într-un regim în care este de acesta fanatic religios. Și atunci cei care spun că acolo erau palestinieni, evrei, ei duc o politică de deznaționalizare, de ce să n-aibă voie să existe acele populații sau acele, cum spun, culturi religioase, minorități în state, ce trebuie să susțină toată lumea, acum sunt proteste peste în marile capitale, să susțină politica asta de islamizare. Fiecare religie are dreptul să se manifeste, dar nu în detrimentul altei religii sau nu pe contul altei comunități. Hai să vedem ce impact are asupra noastră criza asta, pe lângă faptul că avem foarte mulți în România cetățeni din familii mixte, fie cu arabi, fie cu evrei, și că avem legături economice, culturale foarte multe și foarte mulți, inclusiv din Republica Moldova, sunt la munci plecați în Israel. Se pare că o eventuală criză militară de acolo ar implica foarte multe state și ar duce și la o criză economică globală. Da, mai sunt femei sau doamne care prietenesc sau s-au căsătorit cu arabi din Israel sau chiar din fâșia Gaza mai sunt. Și acum trebuiau să vină înapoi în România, a fost problema asta. Dar limba aceea blestemată de pământ, litoralul filistin, așa zisă fâșia Gaza, s-ar putea să implice foarte multe state și entități statale. Dar apropo de entități statale, Israelul este un stat destul de puternic, dar înconjurat de state destul de slabe și corupte, întrucât domină în acele state anumite formațiuni statale paramilitare, pentru că Hezbollah din Liban este o formațiune paramilitară, de care chiar statul libanez se teme.
Frații musulmani în Egipt, ISIS în Siria și așa mai departe, asta de, mișcarea asta de eliberare a Palestinei din Iordania. Iordania care, apropo, la început mandatul ăsta ONU și britanic, Iordania de astăzi trebuia să, împreună cu partea de apus a râului Iordan, deci cu Israelul actual, trebuia toată să fie Israelului. După asta s-au împărțit în jumătate. Știți de ce? Pentru că încă din antichitate regatul ăsta hașmonean, dinastia hașmoneană a evreilor, dar chiar și de regatul David, oricum cuprindeau, să spunem așa, riftul de răsărit, deci bancul de est, nu bancul de vest, dar bancul de est al râului Iordan, oricum era cuprins tot timpul, a fost cuprins, mă rog, în regatul Israel. Și din cauza asta, în mandatul britanic și Națiunile Unite au oferit chiar și actuala Iordanie Israelului, însă au fost niște neînțelegeri acolo și era un clan, hașemiții și britanicii sau cine acolo, au oferit bancul de est acelei dinastii și s-a creat astfel, mă rog, Iordania. Interesant cât de departe trebuie și putem să ne ducem în istorie. Păi, arabii palestinieni zic că evreii nu trebuiau să vină în 48 acolo, trebuia să-și caute în altă parte patrie, că au venit și au împrăștiat pe ei de acolo. Păi nici turcii nu trebuiau să vină acolo. Păi era, cum să spun, provincie otomană, să spunem așa, Israelul, cu Orientul apropiat, era o provincie a sultanatului otoman, care era din Crimea până în Maroc, mi se pare că. Și Imperiul Roman a fost acolo pe timpurile când se pretinde că ar fi apărut Iisus Hristos și ar fi fost răstignit. Era Imperiul Roman acolo, și Nazaretul, și Ierusalimul. Imperiul Persan, care a lăsat, mă rog, o parte din elita evrească să revină, au fost colonizați cei din regat de nord în Asiria, adică în Irakul de nord, cum ar veni, iar cei din regatul de sud, adică iudeu, în Babilonia, adică în Irakul de sud, cum ar veni. Dar o elită, o parte din elită a revenit. Bine, dar noi putem să punem de la 48, de la mandatul ăsta, britanic și ONU, de la împărțire, ce e, apropo, absurdă, că nu poți să construiești așa o țară. Iar după asta, evreii au, mă rog, și-au câștigat țara prin sânge, pentru că și-au apărat existența lor și astfel și-au păstrat statul. Dar dacă atunci câștigau palestinienii, așa rămânea. Eu totuși mă gândesc la implicații din astea economice, pentru că deja a crescut prețul petrolului și, apropo de ce întrebai tu, Oleg, de întrebarea ta, cum se răsfrânge asupra noastră, cred că în primul rând asupra prețurilor la tot ce mișcă în țara asta, râul, ramul, totul merge pe benzină, deci pe benzină, motorină. Și vor mai fi comercianți care vor profita în sens negativ. Pentru că cine prinde afacerea asta cu ghilimele de rigoare, bineînțeles, va profita de criza asta și va umbla la prețuri, bineînțeles, de acolo se va scumpi mâncarea, se vor scumpi utilitățile, ia că așa ne afectează, zic așa, la prima mână pe noi. Pe urmă vom mai vedea. Ne poate afecta și din punct de vedere al migrației care se va forma încoace, pentru că vor fi, din câte am mai citit așa prin presa asta noastră, sunt unii izraelieni care au mari afinități cu țara noastră, au prieteni aici, au rude, au cunoștințe, vor veni încoace să se ferească de război. Și pun o întrebare, cum ar putea statul român să fie pregătit la așa un aflux de migrație, de refugiați? Ei, fără bani. Ei nu vor veni fără bani și evreii tot timpul în societatea română a fost un aspect de care a avut câștigat societatea românească. Da. Nu vor veni fără. Nu, sunt o nație inteligentă, firește, sunt oameni culți, oameni deștepți. Mă tem că evreii nu o să plece de acolo nici ca refugiați, nici ca sinistrați, mai degrabă o să plece palestinieni. Palestinienii, Oleg, nu au unde să fug, deci din partea evreilor să plece toți măcar în not. Știți acuza asta că evreii îi țin acolo ca într-un campus de concentrare?
Ei da, din partea evreilor să plece toți, măcar să da din mâini ca să-și facă aripi sau să înoate sau să plece. Dar au graniță Egiptul... numai cu Marea, numai cu Israelul și da. Foarte scurtă graniță da. Cu Egipt. Unde să se ducă? Acea graniță cu Egiptul este mereu blocată. Egiptul, hai să vă spun ceva, blochează accesul. De fapt, Liga Arabă împreună cu Egiptul îi ține pe ei ca un fel de captivi acolo. Liga Arabă, prin Egipt, într-adevăr, alimentează teroriștii de acolo și prin, și prin Qatar și prin Iran în principal. De asta ei au avut așa mai resurse. Și ei alimentează acest terorism în fâșia Gaza și nu în țările lor, dar în fâșia Gaza prin acel punct, prin acel punct pe unde au acces liderii teroriști, doar așa se explică toate lucrurile. Deci liderii Hamas sau jihadiști care sunt acolo au acces prin acest punct Rafia, da? Însă, ce, să spunem, populația civilă, oamenii de rând de acolo nu au acces, nu pot să se ducă în Israel. Doar, nu știu, poate ce unii așa mai importanți sau... Nu în Israel, dar în Egipt. Și acum, mă scuzați, în Egipt am vrut să spun. Și acum e același lucru. Iar în Israel nu mai pot să vin, cum, mergeau la lucru, lucrau, care puteau să lucreze, da, în Israel. Însă acum Israelul a impus o blocadă din cauza că este o operațiune aceasta. Deci până acum, cei din Palestin, din fâșia Gaza, litoralul ăla filistin, da, intrau în Israel de control pentru că până atunci au fost atacuri și din partea lor și din partea celor din Cisjordania și așa că s-au construit puncte de control prin care ei aveau acces să intre în Israel sau să cumpere sau să lucreze. Acum s-a impus o blocadă și nu mai pot să, cei de acolo nu mai pot să vină în Israel, dar nu mai pot să plece nici în Egipt, așa cum se întâmpla de obicei, pentru că acolo este o frontieră care nu permite oamenilor de rând să circule, ci pe acolo doar este alimentat terorismul împotriva Israelului, în fâșia Gaza, și pe acolo circulă doar elitele acestea, Hamas sau care... Așadar, cine spune că Israelul impune acolo o închisoare? Nu, din partea evreilor să plece toți de acolo, dar nu au cum pleca. Iar acum nu au cum pleca nici prin Egipt, deși nici prin Israel, am vrut să spun. Deși poate Israelul ar trebui să ia în considerație să cumva să primească populația civilă într-un în Beersheba sau în Dimona, hai să spunem în Dimona, în deșertul Negev, este un orășel acolo, ca într-un campus, să zicem. Și atunci, dar cum deosebești, Costele, populația civilă de teroriști islamici? Pentru că Hamasul nu e o armată, nu e o miliție, sunt civili ca civili, sunt tot palestinieni, sunt doar radicali și implicați. Normal. El iese fără armă, se bagă într-un lagăr de refugiați și după aceea găsește, face rost de armă sau se aruncă în aer sau omoară pe cineva. Da. Da, n-ai cum să-i dă. Asta e o problemă. Problema este tineri, pentru... Reputați? Problema este pentru Europa, că ideea dacă vin și fac exact ce ai zis tu, Oleg, cum te descurci cu ei în Germania, cum te descurci cu ei în Londra, unde acolo... Germania clar. Are miliție, poliție, are armată, se descurcă. Mai greu cu Israelul care acolo e înconjurat. Dar cine mi explică și cine se pricepe, cel mai probabil Constantin, care e rolul și implicarea Rusiei aici? Ce caută liderii Hamas care nu sunt enclavizați în Gaza, ci îmblă prin toată lumea? Ce caută ei la Moscova? Rusia, Federația Rusă, dar chiar și Uniunea Sovietică, dar Federația Rusă și Putin au susținut mereu terorismul, au susținut mereu mișcările acestea paramilitare, parastatale din țările arabe. Deci toate și are o relație specială cu Iranul, nu am vedere cu oamenii din Iran, dar cu elita asta fanatică a Iranului, care are în Constituție distrugerea unui stat, știți ce asta. Și asta este politica externă a Rusiei. Prietenie cu Iranul, relații, cred că și științifice relații cu Iranul și comerciale și militare. Și susținerea terorismului, susținerea diferitor mișcări și diferitor lideri de aceștia în țările arabe, în țările musulmane, am în vedere. Și liderul ONU zicea totuși că rezistența asta, chiar mișcarea Hamas, n-ar fi apărut dacă n-ar fi existat opresiunea palestinienilor în Israel de-a lungul ultimilor decenii. Dar ei sunt liberi acolo. Acolo este un stat apartheid, cum ar spune naziștii, Judenfree, da? Pentru că evreii acolo nu sunt, dar dacă intră cineva din greșeală este ucis.
deci Sharon, Ariel Sharon și-a retras evrei de acolo cu forță, deși cutuma internațională acum interzice o așezare să fie relocată, să spunem, dar totuși Israelul a făcut asta la presiune internațională pentru ca să ofere acea Palestină, în ghilimele, liberă. Așa că cei care strigă Free, Free Palestine, să știe că ea a fost liberă, mă rog, până să înceapă războiul, de exemplu, a fost liberă de evrei. Ea și, a fost chiar dacă spui... și liberă și mai mare, dar coloniștii evrei s-au tot băgat și au tot creat chibuțuri, localități, care după aceea nu mai aveau arabi acolo, nu mai aveau palestinieni, doar evrei. Stai, zici de Cisjordania sau de litoralul filistin, Fâșia Gaza? Și la Fâșia Gaza tot. A fost mai lată și acolo mai... Acolo evrei nu sunt. Acum da. O fi fost, dar acolo nu sunt evrei, deci puteau să-și facă Singaporeul lor, puteau să-și facă țara lor acolo. Fâșia Gaza a fost o vreme ocupată, tot după un război. Și s-au creat localități de evrei. Și mixte, în jurul Fâșiei Gaza, tot așa s-au colonizat. Ok, haideți să punem lucrurile în perspectivă. Mandatul britanic după Sultanatul Otoman și cu Organizația Națiunilor Unite au stabilit două state. Evreii au primit mai mult deșert, nu știu de ce. În schimb, arabii au primit, nu știu de ce, Hebronul, Ierihonul, Ierusalimul, și Ierusalimul la început era oraș, adică internațional. Asta și a fost de ce nu apare și al doilea stat? De ce Palestina încă nu e recunoscută internațional? De ce nu există Palestina al doilea stat? De ce numai Israel există recunoscut? Vă spun mai departe. Și abia atunci s-a recunoscut, adică, statul palestinian. Însă, palestinienii nu au accept, deci populația arabă de acolo, sau să spunem populația musulmană de acolo, nu au acceptat, evreii au acceptat, așa încât Liga Arabă, lumea arabă, țările musulmane au înăvălit Israelul din toate părțile. Și evreii, deși erau la începutul statului lor, au supraviețuit, au învins chiar. Au rezistat, au fost câteva războaie. Da, și cât au putut au ocupat din... Așa, și cât au putut și au reocupat din teritoriul între Mare și Râul Iordan sau Marea Neagră. Inclusiv Ierusalimul de vest, să zicem. Deci l-au câștigat acela prin sânge. Acum ce trebuie să faci dacă sunt acolo populații? Ce Liga Arabă? Ca cei care sunt deja născuți, sunt nepoții fondatorilor, da? Care au doar cetățenie izraeliteană și cunosc doar limba ebraică, de exemplu. Ei, ce trebuie? Statul ăsta să se disfințeze ca să facă pe plac cuiva? Deci este, nici nu știu cum să spun, pentru că este ceva absurd. Acum ce o să trebuiască? Statul Israel să se desfințeze ca să fie pe plac Ligii Arabe sau lui Abu Mazen din Ramallah sau șefilor Hamas din Gaza? De ce ar trebui statul Israel să se desfințeze? Păi cu așa precedent și alții o să spună, stați un pic, că aici erau alții și acum aici e alt stat, hai să se desfințeze acest stat pentru că a fost așa un precedent absurd. Și care credeți că e soluția? Să fie recunoscut și al doilea stat pe acel teritoriu, Palestina, și acolo palestinienii să poată cere lichidarea celuilalt stat, Israel, să aibă dreptul ăsta? Sau e posibilă o conciliere și o armonie între două state frate, doar că altă religie? Care din cele două state? Acolo sunt două entități, formațiuni statale, cu elite parastatale. Litoralul filistin, așa zis, a fost și Gaza, și provinciile... În Cisjordania au conducere aleasă, au conducere pașnică, rezonabilă. Pașnică, rezonabilă, întrucât sunt controlate de armata izraeliteană. Dar atât timp cât nu au fost controlate, au fost și acolo atacuri teroriste. Însă, odată cu acest control al statului și odată cu acele checkpoint-uri, deci puncte de acces și chiar cu, să spunem, delimitări prin gardă, de ce? Pentru că familiile acestea de creștini cu 10 copii, cu 6 copii, aveau de suferit tot timpul. Odată cu apariția acestor puncte de control, ziduri care să-i apere de unii fanatici din, să spunem, din Cisjordania, adică bancul de vest al Iordanului, acea regiune, acest banc de vest,
este pacificat oarecum, este, acolo lucrurile sunt sub control, deși acum s-au mai activat, de exemplu, în acest război s-au mai activat niște mișcări acolo, însă statul Israel a avut grijă să nu se, lucrurile să nu iasă acolo de sub control. Deci dacă nu ar fi acolo statul Israel, ar fi la fel ca și în Fâșia Gaza, care le-au oferit-o, așa zișilor palestinieni, și care au transformat-o într-un focar de terorism. În primul rând, un focar de terorism pentru proprii cetățeni, sau cum să spun, pentru palestinieni, pentru arabii de acolo, care ei primii sunt victime și sunt, cum se cheamă, când îl răpești pe cineva. Ostatici. Sunt ostaticii guvernării Hamas. Deci primii care erau desferiți sunt acei ostatici ai guvernării Hamas și, în al doilea rând, ei sunt ostaticii ligii arabe care îi ține acolo ca o monedă de schimb în afacerile lor cu Israel. Bine, ei mai au și, să spunem, lumea arabă mai are și alte conflicte. Știți că în Yemen, Yemenul e un stat desfuncțional, de acolo tot au mai zburat niște rachete prin de-a lungul Mării Roșii spre Israel, au nimerit, mi se pare, prin Egipt. În Sudan sunt deja două state și un război civil. În Siria mai există gruparea ISIS și nu știu mai care. În Egipt, frăția musulmană e în luptă cu cei de la putere. Deci ei au, da, și ei și suniți au și luptele lor între ei. Și dacă nu ar exista Israel, nu ar fi o pace în Orientul Apropiat sau în Orientul Mijlociu. Nu asta este cauza. Ci din potrivă, faptul că este acolo Israelul este, cum să spun, faptul că este acolo statul Israel, cumva protejează și minoritățile care sunt în Israel și este, să spunem, un câștig pentru cei care poate vor să vină din Occident și să viziteze. Bine, acum puteți vizitezi și Egipt, dar atunci când în Egipt erau probleme, erau lovituri de stat și așa mai departe, nu puteai să vizitezi acel lucru. Iar când cei din ISIS făceau distrugeri, în Siria sunt foarte multe desea, monumente UNESCO. Și când ajunge să aibă amploare așa cum să spun, o mișcare de asta religioasă, aceștia ajung să distrugă monumente de aceste UNESCO, care sunt creștine sau în Asia erau budiste care le-au distrus. Deci de aceea sunt periculoase aceste, să spunem, guverne sau formațiuni parastatale și paramilitare. Și de aceea este bine să fie undeva o democrație care păstrează lucrurile sub control, cum este Israelul, și să mai dăm un exemplu. Poate Emiratele Arabe Unite, care sunt mai laice, mai... De ce este bine să fie așa niște țări mai democratice, în, să spunem, în Orientul Apropiat? Pentru că altfel ar exista o presiune și există oricum o presiune din lumea arabă spre Europa și tu ai amintit de imigranți, inclusiv imigranții ilegali. Pot fi chiar refugiați, nu doar emigranți economici, ci refugiați de război, că și în Siria e război, iată, și în Israel e război și Yemenul e chinuit. A intrat cu noi în discuție și Gheorghe Scutaru. Oricine poate adera la discuția asta dacă urmează linkul de sub acest video. Dar nu stăm foarte mult pentru că e deja o oră târzie și mâine începe o săptămână de lucru. Gheorghe, ai și tu păreri despre criza din Orient? Crezi că se poate rezolva? Crezi că poate degenera într-un război regional? De fapt, nu știu ce... Sau ai verificat doar dacă funcționează legătura? Da, poate și am verificat, dar situația asta e din Orient, de fapt, nu știu bine informația. Încă nu m-am consultat, adică cum... N-am verificat bine informația. De trei săptămâni se tot vorbește despre asta la televizor. Da, dar societatea civilă... Formatorii de opinie nu prea știu cum să o apuce, de care capăt și cu cine să țină. Se pare că și unii și alții au dreptate, dar nimeni nu are dreptul să omoare civili, să iau ostatici, asta e cert. Eu zic că până la urmă, tot prin... negocieri, tot prin discuții, adică așa cum spune și secretarul ONU să se așeze la masa tratativelor, care ai văzut că și el militează întrucâtva tot pentru civilii palestinieni să se oprească bombardamentele, să se oprească războiul.
Pentru că, uite, populația civilă e prinsă la mijloc, e victimă colaterală. Acum vorba ta, nici nu știi cum să-i apuci, că printre populația civilă se pot ascunde și teroriști din ăștia care să se folosească de ei ca de un scut. Ori să-i țină ostatici, ori pur și simplu, vorba ta, în mare aglomerări de oameni, în piețe, în astea, se ascund acolo și ori se detonează, ori aruncă în aer sute de vieți care trec pe acolo și depinde de tăia. Ori se băgă cu mașina peste oameni, cum s-a întâmplat pe la târgul de Crăciun, pe la München. Da. Au fost atacuri teroriste chiar fără armă. Folosește o mașină ca armă sau un avion. Cu mașinile intră în mulțim și omoară cât poți până să oprește camionul. Acum, de exemplu, că s-a declarat război, ei poate, mulți din ei, să zicem, ar dori doar să se refugieze și gata, adică să o facă pe civili și gata. Deci cu ocazia asta e, de exemplu, dacă s-ar refugia toți, dar serviciile secrete trebuie să recunoască, însă cum să recunoști cineva care de la 17 ani a fost recrutat, a colaborat într-o măsură, după asta și agenții Mossad, de exemplu, a colaborat poate și cu agenții Mossad la un moment dat. Cum să recunoști și în ce măsură să-l deosebești? Toți vor dori acum să scape basma, adică cum, cu timpul, vor dori să scape basma curată și mulți din ei, de exemplu, se vor dori să se refugieze împreună cu cei din, așa zis, cu civilii, da? Din Fâșia Gaza. Și problema este că acești teroriști din Fâșia Gaza folosesc copiii lor și folosesc, mă rog, și familiile și oamenii ca scuturi și în special acum în acest război, vor folosi cetățenii din Israel capturați și acolo erau și cu dublă cetățenie, erau și din America. Mi se pare că au fost și care aveau doar o cetățenie, dar străină. În orice caz, ei pe care au plecat cei români, vreo 6 care, vreo 4 au murit și pe doi îi caută. 4 deja i-a găsit. Da, cu dublă cetățenie, cu familia acolo, așa. Dar avea și cetățenie israeliană și românească. Și 4 au murit. Cum spuneam eu, sunt familii care se reîntregesc, de exemplu. Da. Sunt familii care se reîntregesc acolo. Erau poate și turiști. Aceștia care au fost răpiți de ostatici vor fi folosiți ca scuturi în acele subtunele care au fost construite, nu spun finanțate, dar acolo au fost aduse materiale, au fost aduse și chiar și ingineri, poate din Qatar, poate din Irak. Oricum Fâșia Gaza nu avea așa resurse și nici așa resurse de expertiză ca să facă un fel de, în ghilimele, metro. Știți că este gluma asta, metrou din Gaza. Și asta durează ani și multe fonduri, nu știu câte miliarde, Occidentul, America, Europa au investit, au vrut să pacifice acea regiune și multe din aceste resurse s-au dus pe în armare și pe aceste rachete făcute în subsoluri, care o parte din ele, vreo 40% îi afectează în primul rând pe ei, pentru că nu știu cum nu iau foc și ajung la ei. Și vedeți ce absurdă situație, acești cetățeni, oameni răpiți din Israel, dar poate sunt de origine arabă sau nu contează, vor fi folosiți chiar în acele tuneluri ca scuturi, pentru că atunci când evreii deja au, să spunem așa, o hartă, serviciile secrete, Mossad au așa o hartă a tunelurilor. Aceia vor fi folosiți ca scuturi în aceste operațiuni. Asta este o dramă care o să urmeze acum. Și mai este un aspect, diaspora lor, care mai sunt musulmani din ăștia prin Franța, prin Germania, prin care vor face la rândul lor, din solidaritate cu cei de acolo, nenorocire aici în țările europene. Ai văzut ce se întâmplă la Paris? A fost mai câteva luni în urmă, bine, nu legat de evenimentul ăsta, dar alți emigranți tunisieni sau ce au fost, care au dat foc prin Paris, s-au legat, s-au aninat, cum ziceți voi. Las că erau bune și vestele galbene sau verzi, francezi, jet be jet, care cereau, aveau revendicări sociale aștia și tot incendiau și se băteau cu poliția. Dar chiar și protestele astea pentru Palestina au degenerat în violențe în unele state occidentale. De asta la noi, la București, când a fost meeting-ul cel la sâmbătă, săptămâna trecută,
a avut parte de măsuri de securitate extraordinare, ca niciodată, da, cu camere de supraveghere, cu transmitere în direct, cu foarte mulți jandarmi, cu gard, cu țarc, cu controle la sânge, la inclusiv bagaje, au dus da. un aparat din ăsta mobil, un microbuz, ca la aeroport, cu raze X, băgai bagajul, foarte hainele, bine, aparatura, foarte bine. Și ți-o vedea la scanner acolo, scanner rentgen. Ca să intri, să participi la protest sau să intri în țar cu depresă. Eu nu m-am rupt să intru, eu am stat într-o parte și nici n-am stat foarte mult. Mai ales că am văzut că au venit unii militanți activiști de stânga cu niște banere, cu queer, susținem Palestina, cu drepturi LGBT și nu i-au lăsat să intre organizatorii. Au zis că nu, n-acceptăm așa mesaje. Și n-au plecat da, supărați, că dar de ce ne cenzurați? Au stat alături, lângă țarc și au expus lozincele alea, chiar dacă mai veneau unii nemulțumiți, chiar dacă jandarmii le dădeau târcoale, dar s-a permis un fel de, nu contra-manifestație, dar manifestație alternativă, diversă. Chiar dacă legea 60 sau 61, care e legea 60 despre întruniri, nu permite manifestații simultane în același loc. Și mai ales că declarată la primărie era doar una. Dar uite că s-a întâmplat o excepție. Da, sau era o femeie cu tatuaj pe ea, cu o femeie dezgolită și avea un mesaj că scriitorii sunt solidari cu Palestina. Cât a stat cu spatele spre mulțime, spre țar cu susținătorii ai Palestinei și s-a fotografiat, nu i s-a întâmplat nimic. Când s-a întors cu fața, a venit imediat un jandarm și a zis că nu-i voie și a îndepărtat-o, a împins-o de acolo. Probabil că s-a plâns cineva dintre organizatori. Erau scene hilare, ciudate la protestul celălalt. Îmi pare rău că n-am fost și la celălalt protest de susținere a Israelului, pentru că eram la servici la ora aceea, dar am văzut că era lângă clădirea Parlamentului în Parcul Izvor, cu mai multe mijloace de sonorizare și de amplificarea sunetului, dar tot așa cu măsuri draconice de securitate. Foarte bine. Deci iată cum ne afectează chiar direct, poți să zici, criza de acolo, pentru că au loc proteste de susținere, solidaritate și pentru o parte și pentru alta, în același loc, în București, și iată, uneori creează dificultăți de deplasare sau probleme, tensiuni de securitate. Asta până când, cum zice Cristian, până când o să înceapă din solidaritate să mai și arunce câte ceva în aer. Da, da, da. De asta mi-e frică cel mai tare, pentru că românul știi cum este. Îi trebuie doar un lider. Și dacă e un lider de ăsta plecat pe negativism, își aduce aminte că nu i-a adus poștașul pensia la timp, își aduce aminte că șeful a zis că îi dă banii săptămâna viitoare și hai să dă cu piatra. Hai să dăm cu molotovul, hai să facem nenorociri, că asta e. Ne trebuie un Eu nu cred că români s-ar apuca să facă atentate teroriste. Mai degrabă tot din cei fundamentaliști islamici care cred în 72 de fecioare după ce mori. Românul măcar că strigă din urma islamistului, da, pe mamii dumneavoastră, știi, Exact asta vreau să spun, că, deci, Oleg, ce are în vedere domnul Cristian este că pot să fie niște purtătoare de trompete, da? Da, mai fundamentale, și după asta efectul acesta de turmă, cum numesc eu, ai văzut și cât s-au adunat în protest, ați văzut în Danemarca, în țări care nu au legătură cu... Și câți oameni, cetățeni de lor, adică de origine din acele țări... Efectul da? De sau turmă. Da, și efectul acesta de turmă este unul periculos atunci când se investește în ghinimele ură, da? Când se investește în mod, nu știu cum să spun, intenționat, ură în acele manifestări, ură în acele, cum să spun, marșuri. Și nu putem nega că zace un monstru antisemit în cultura, în subconștientul românilor, care a generat Holocaust acum 70-80 de ani. Exact. Și pogromuri anti-evreiești. Exact. Dar am văzut și manifestații anti-musulmane. Am văzut mai ieri un șofer de taxi care înjura de mama focului niște pasageri care i s-au părut lui musulmani
și le-a refuzat să facă călătoria și i-a amenințat cu bătaia. M-a oprit și le-am luat parte pentru că erau niște tineri care doar aveau nenorocul să aibă barbă, față de musulman, sau poate chiar erau musulmani, dar n-au făcut nimic ilegal în mașina aceea, în boltul acela. Pe toți în aceeași oală. Că îi pui pe toți, da, ăsta e riscul, să arunci... E rău, e urât, nu-i bun. Exact. Da, generalizarea asta nu e bună. Da, am impresia că și noi am fost cam partizani azi și în emisiunea, în discuția asta, am vorbit numai de rău despre palestinieni, dar cunosc și oameni arabi de extraordinar de treabă și care nu susțin deloc comportamentul teroriștilor Hamas, luare de ostatici și... Da, inclusiv în fâșia Gaza. Da, sunt oameni, pot fi, nu știu câte procente, dar care teoretic ei se opun, teoretic ei nu sunt de acord, însă ei nu se tem, nu au voie să se manifeste. Dacă cumva se manifestă, da, sunt așa de constrânși sau sunt lichidați pur și simplu. Deci oamenii dacă i-ar întreba pe cineva de acolo din fâșia Gaza, dacă ar dori ca să distrugă statul Israel, dar el acolo lucrează. Da? El își întreține familia cu 5 copii. Normal, nu poate să dea cu piciorul, să dea foc la însă, măcelăria de unde mănâncă și el o așa, bucată carne. Însă el nu va avea voie să spună lucrurile acestea. Deci dacă el este din Gaza sau din Rafia sau Khan Yunis, el acolo unde este nu va avea voie să spună lucrurile acestea pentru că ar încurca-o și el și familia lui. Deci în primul rând, acei de acolo sunt un fel de victime a Ligii Arabe, care are majoritate în ONU și care tot votează acele rezoluții de duce ONU în derizoriu, da, împotriva Israelului. Dar, bine, dar și Iranului. Iranul are foarte mare influență în tot Orientul Mijlociu și spre Orientul Apropiat. Deci, în Siria are influență, în Yemen, care e un stat disfuncțional acolo, și în Egipt, inclusiv. Pentru că acestea sunt, deci eu spun de conducere, sunt state corupte. Deși în Egipt sunt afaceriști, Egipt pe multe alte planuri se dezvoltă, și urbanistic se dezvoltă Egiptul, și sunt acolo cercetători, oameni de știință, de artă și așa mai departe. Au o conducere destul de proastă, la fel Siria, care este practic dinastie, la fel Iordania, care e practic dinastie. Aceste țări sunt țări dinastice. Și mi se pare că acum Erdogan vrea să facă Turcia un fel de dinastie, asta o să vedem. Turcia, care a avut așa niște cuvinte urâte la adresa Israelului, parcă Israelul i-a făcut ceva și a avut tot așa cuvinte urâte. Bine, dar lăsăm numai pe tema Israelului. Mulțumesc, Constantine, mulțumesc, Cristiane, mulțumesc și lui Gheorghe care a intrat cu noi, mulțumim și Victoriei Spinei care ne-a urmărit până acum, ne-a salutat chiar în primele minute de când suntem live. Nimeni n-a pus întrebări și nu a făcut alte comentarii, nimeni altcineva n-a încercat să intre cu noi în discuție, dar înțelegem, e o temă necunoscută, spinoasă, delicată. E o temă foarte delicată și trebuie să ai grijă cu ea, să nu se nască. Noi, repet, așa cum ai spus și tu, Oleg, la începutul emisiunii, noi nu ne dăm specialiști, nu ne dăm deontologi. E opinia noastră de simpli cetățeni și căutăm, noi luptăm pentru pace, pentru drepturile omului, ne-ar bucura să nu mai fie războaie. Da, să-mi exprim opinia de ce ar trebui statul Israel să facă. Statul Israel, la presiunea publică, a declarat război, dar ar trebui, da, să înceteze operațiunile pentru ca să înglobe, iată ce propunerea eu, statul Israel să înglobe în, da, cu armata, dar în mod cât poate de pașnic, acea porțiune și să ofere automat vize de reședință tuturor celor de acolo și ca ei să poată să acceadă în Israel fără să fie nevoie să treacă pe anumite puncte de control, deci să fie rezidența ai statului Israel, să-și păstreze toate proprietățile de acolo, iar statul Israel să aibă, așa cum are în Cisjordania, deci în Bancul de Vest, controlul militar și nu mai sunt atâtea atentate, nu mai au așa amploare atentate de acolo, așa și în fâșia Gaza, pentru că cei mai câștigați, arabi și celelalte minorități din Israel, sunt cele mai câștigate,
întrucât au cetățenie, dar cel puțin să aibă vize de reședință. Și asta este viziunea mea, cei din Fâșia Gaz automat să câștige vize de reședință, în mod pașnic să fie, să spunem, verificați, nici nu știu cum să spun, să fie verificate elitele lor care au care au condus Fâșia Gaza și au avut relații cu Hamas. În rest, oamenii de acolo, chiar dacă uneori au colaborat de frică pentru Hamas sau din naivitate și altădată au colaborat pentru, cu unii din Mossad, da? Pentru că au fost plătiți, de exemplu. Dacă sunt oameni la care se poate ierta lucrul acesta să se ierte, oamenii să devină rezidența Israelului și în acest fel, de ce? Pentru că li s-a oferit Fâșia Gaza ca să facă ei un stat. Și statul ăsta este eșuat, corupt și terorist. Deci nu merge lucrul ăsta și nu mai trebuie să se repete așa niște situații. Și atunci să înglobe și la fel și Fâșia Gaza să fie ăsta, și la fel și Bancul de Vest. Acolo sunt niște orașe în Bancul de Vest, Hebron, Erihon, Nablus, unde sunt un fel de șiici. Și șiicii ce controlează practic? Dar controlează economia, mă rog, dar nu și internele sau armata, care este prerogativa statului Israel. Așa să fie și în Fâșia Gaza. Suntem noi miși să dăm... Asta ar fi un proces de un an. Suntem miși să dăm sfaturi, dar în mod sigur asta nu va rezolva problema, pentru că vor tânji mereu după libertate, independență și vor vrea Free Palestina, vrem stat liber și probabil o să obțină până la urmă, pentru că au deja reprezentanță la ONU, au ambasade, da, o să fie statul liber Palestina. Sperăm să fie și unul democratic. Dar până acum ce a fost Palestina? Fâșia Gaza. Deocamdată a fost o enclavă izolată, niște ostateci și-au ales conducere în Hamas și iată au ajuns comportament terorist, ostaticii Hamasului. Dar, păi au fost liberi de Israel, nu? Nu, asta se plângeau oamenii că nu sunt, că ei sunt ocupații izraeliteane. Ei nu spuneau că sunt sub ocupația Liga, că Egiptul îi ține acolo în blocadă. Ei spuneau că Israelul e. Nu. Israelul de la Ariel Sharon și-au retras evreii de acolo și-au retras administrația de acolo. Și a fost un stat liber. Și am văzut ce a fost pe 7 octombrie. Da, pe când Cisjordania, care este, adică, sub ocupație izraeliană, deci sub controlul militar, este acum pacificată, tocmai din cauza că este sub control izraelian. Asta eu propun și pentru Fâșia Gaza, dar acum mi se pare că sunt spiritele prea încinse în Israel și chiar evreii de rând nu vor mai accepta ca să mai existe așa un stat și mulți idioți utili vor striga mai departe Free, Free Palestine, așa că se va continua acest conflict. Ce a fost, am văzut, nu mare lucru am înțeles, ce va fi, poate vom vedea, sperăm să înțelegem mai multe. Mulțumesc pentru participare, ne întâlnim cu ocaziile următoare, sperăm să fie mai bune.